J-a farmat în această dimineață la un casino din Pitești, doi mascați au intrat în incintă și au amenințat pe angajați cu pistolul și toporul, iar apoi au furat toți banii. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum cei doi tâlhari intră grăbiți în sala de jocuri, în care se aflau câțiva clienți. Aceștia se uită în pietriți cum hoții îi amenință pe angajați și iau banii, după care fug. Totul s-a desfășurat în mai puțin de un minut. Indivizii au reușit să fugă cu 40.000 de lei. Un angajat al sălii de jocuri de noroc a suferit un atac de panică. Iar altul o contuzie pentru care s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. Oamenii legi au instituit un cer de suspecți și se desfășoară activități în vederea identificării agresorilor și tragerea la răspunderea acestora.